Au scăpat de emoțiile notelor. Cei 333 de absolvenți ai claselor a 8-a din Reghin au primit rezultatele probelor la evaluarea națională. Ministerul Educației a publicat rezultatele pe site-ul instituției în jurul orei 15:30 de minute, iar centrele de examinare din Reghin la ora 16 la avizierele instituțiilor școlare. Majoritatea elevilor declară că sunt mulțumiți de notele primite, dar regretă că nu au fost mai atenți la unele cerințe, despre care, spun ei, au fost extrem de ușoare. 9,50 la română, 7,60 la matematică. Ești fericită? Da. Se putea mai bine? Da. Puțin la matematică, da. 7,30 la română și 7,50 la matematică. Se putea mai bine, ești fericit? Da, se putea mai bine și da, sunt fericit. 7,85 la română și 7,80 la matematică. Se putea mai bine? Da. Ești fericit așa oarecum? Da. Ce medie ți iese? 7,90. Media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa 9-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a 8-a, care are o pondere de 75%, și media generală de absolvire a claselor 5-8, care are o pondere de 25% în calculul mediei de admitere. Contestațiile se pot depune vineri 1 iulie până la ora 20, iar rezultatele finale după contestații vor fi afișate în data de 5 iulie.